Angajații primăriei Făgăraș sunt puși la treabă. La inițiativa primarului Gheorghe Sucaciu, oamenii au numărat și măsurat toate gropile din Făgăraș. În urmă cu aproximativ 3 luni, potrivit acestei evaluări, găurile din asfaltul municipiului reprezentau aproape 20.000 de metri pătrați. Practic, ele se întindeau pe o suprafață de 2 hectare. Până acum s-au asfaltat mai multe străzi, printre care și strada Morii și strada 1 Decembrie, iar în momentul de față se lucrează la strada Iazul Morii și la strada Nicolae Bălcescu. De ieri s-a început plombarea gropilor din municipiul Făgăraș. Am început cu strada Nicolae Bălcescu, continuăm cu strada Negoiu și cu strada Uniunii. Aceste străzi sunt cele mai afectate. Desigur, o să se astupe toate gropile din municipiul Făgăraș care țin de primărie. Reprezentanții primăriei Făgăraș au reușit să realizeze și un calcul estimativ al lucrărilor de plombare. Practic, din vistieria primăriei Făgăraș s-ar aloca pentru aceste plombări între 42 de lei și 56 de lei pe metru pătrat.